După surprinzătoarea înfrângere contra Arabiei Saudite, Argentina a cam dat de pământ cu tot ce a întâlnit în cale. Acum Messi și ai lui sunt în finală și un singur meci îi desparte de marele trofeu și de un vis care va putea deveni realitate. Deși lotul Argentinei pare să cedeze la numărul vedetelor în favoarea mai multor naționale care au fost și încă sunt la acest mondial, Scaloni a avut la dispoziție o profunzime uluitoare a selecției și a fost nevoit să lase în afara mondialului un șir de jucători importanți. Prieteni, în materialul de astăzi, creionăm un lot de 26 de fotbaliști argentinieni care nu au încăput în lotul final, ce se pregătește în prezent de marea finală. Niciunul dintre cei trei portari convocați de Scaloni la mondial nu este Juan Musso, care face un sezon excelent la Atalanta, echipă la care e titular de un an și jumătate. În vârstă de 28 de ani, Musso este considerat un goalkeeper promițător și un candidat serios pentru a se impune pe viitor ca titular în naționala Argentinei. Cu un an mai mare decât Musso este Walter Benitez, care în această vară a fost protagonistul unui transfer ciudat, părăsind-o pe Nice și semnând cu PSV Eindhoven. La PSV, Benitez s-a impus din start ca titular și a făcut până acum o treabă grozavă. Încă un portar tânăr și el cu un preț destul de bun pe piață este Jeremías Ledesma de la Cádiz. Vara trecută, Ledesma a fost titular în naționala Argentinei la Jocurile Olimpice. În acest sezon al La Ligii, Ledesma este al doilea goalkeeper la capitolul save-urilor. Doar Badia de la Elche a salvat mai multe mingi. La portare stau bine argentinienii, iar acum hai să vedem ce soluții mai avea Scaloni în defensivă. Pe dreapta mai puteau fi solicitate și serviciile lui Neuen Pérez de la Udinese. De meserie stopper, Pérez la nevoie e utilizat și pe banda dreaptă. În sezonul curent, jucătorul de 22 de ani a înscris 3 goluri pentru Udinese și a debutat pentru Naționala Mare într-un amical cu Honduras. Ceva mai multe selecții, 4 la număr, are Fabricio Bustos, un fundaș dreapta de 26 de ani, care evoluează la Internațional în campionatul Braziliei. Lista stopărilor lăsați acasă e deschisă de Leonardo Balerdi de la Olympique Marseille. În vârstă de 23 de ani, acesta este lider în defensiva vicecampioanei Franței. Două selecții a bifat până acum Balerdi. Încă un tânăr stopăr din campionatul Franței și tot cu două selecții în spate este Facundo Medina de la Lens. În acest sezon, Lens face mare show în Ligue 1 și după 15 etape se află pe locul 2, având un avantaj de 5 puncte față de locul 3. Medina e titular și integralist aproape meci de meci și al doilea cel mai scump jucător din lotul lui Lens. Emiliano, Lautaro și Lisandro, toți trei Martinez, sunt la mondial, iar un alt Martinez și el legitimat la o echipă bună din Europa a rămas acasă. E vorba de Lucas Martinez de la Fiorentina cu 11 prezențe în tricoul selecționatei Argentinei. Lucas era în lotul Argentinei pe timpul triumfului de la Copa America de anul trecut. 26 de ani are stopărul Fiorentinei și ajungem în sfârșit la cel mai scump fundaș argentinian care a fost lăsat pe din afara mondialului, Marcos Senesi. Stopărul de 25 de ani e titular la Bournemouth în Premier League. Pe banda stângă facem o combinare dintre experiență și tinerețe. Marcus Rojo, în vârstă de 32 de ani cu 61 de selecții pentru Argentina, actualmente legitimate la Boca Juniors. Și Franco Carboni, în vârstă de 19 ani, care îi aparține lui Inter, dar care joacă în prezent la Cagliari, sub formă de împrumut. Ne mutăm la linia de mijloc și deschidem lista cu experimentatul Roberto Pereira. Capitan la Udinese, mijlocașul central de 31 de ani face unul dintre cele mai bune sezoane din carieră, având în actuala stagiune un gol și 7 pase de gol pentru Udinese, o echipă care a stat destul de bine în prima parte a sezonului din Serie A. Ceva mai tânăr, dar cu mai multă experiență la un nivel înalt, este Eric Lamela. Cu greu îmi explic de ce mijlocașul Sevillei a fost ignorat de Scaloni, mai ales că tocmai 3 jucători de la această echipă au mers la mondial, Papu Gomez, Marcos Acuña și Gonzalo Montiel. Cu excepția superbului Acuña, Lamela a fost mai util la Sevilla în acest sezon decât ceilalți doi favorizați de Scaloni. Și încă un veteran care a fost coleg cu Messi, Di Maria și Otamendi la mondialul din 2010 este Javier Pastore. Deși e mai tânăr decât aceștia trei, peste Pastore parcă au trecut ceva mai repede anii. Bine, și-au spus cuvântul și accidentările. În
prezent, fostul mijlocaș de la PSG sau Roma evoluează la Elche în La Liga. Dacă mondialul s-ar fi desfășurat vara, atunci Manuel Lanzini ar fi fost aproape sigur în lotul lui Scaloni. Asta pentru că, acum jumătate de an, mijlocașul lui West Ham venea după un sezon foarte bun în Premier League. În actualul sezon însă, Lanzini a cam luat piciorul de pe gaz, având doar 2 goluri în 14 meciuri, multe dintre care le-a început ca rezervă. Cel mai scump jucător argentinian, cu excepția celor accidentați, care nu a fost convocat de Scaloni la mondial, este Emiliano Buendia de la Aston Villa. Deși leagă mai multe sezoane la nivel înalt în Anglia și a fost utilizat în preliminarii, Buendia nu a reușit să-l convingă pe Scaloni, nici după accidentarea lui în Lo Celso. Probabil motivul e Alexis McAllister. În preliminarii, McAllister a jucat mai mult decât Buendia, dar nu mai mult decât Nicolas Dominguez de la Bologna. Mijlocașul central de 24 de ani a făcut parte din lotul Argentinei la Copa America de anul trecut. În general, Dominguez părea produsul lui Scaloni și e oarecum stranie decizia selecționerului de a merge fără un fotbalist pe care el l-a botezat ca internațional. Dar nimic nu e întâmplător și se pare că Scaloni a știut ce face. Red Bull Salzburg a dat un număr impresionant de tinere talente în ultima perioadă, iar o nouă marfă scumpă de export se anunță a fi un argentinian, Nicolas Capaldo. În această toamnă, presa italiană a scris că Roma și Lazio l-ar dori pe șeptarul lui Salzburg. Un alt jucător tânăr și interesant este Matias Zaracho, legitimat la Atletico Mineiro în Brazilia, unde evoluează de 2 sezoane și jumătate. În vârsta de 24 de ani, Zaracho și-a făcut deja debutul pentru naționala mare a Argentinei, într-un amical contra Marocului. Și ultimul mijlocaș de pe listă este puștiul Facundo Buonanotte, în vârstă de doar 17 ani. În pofida lipsei de experiență, Buonanotte este liderul de la mijlocul terenului în componența lui Rosario Central și se anunță a fi o mare speranță a fotbalului argentinian. În iarnă, playmakerul de 17 ani se va muta la Brighton în Premier League, transferul fiind deja înregistrat ca oficial. Și în final ajungem la linia de atac pe care o deschide scandalosul Mauro Icardi, ajuns între timp la 29 de ani. Deși a avut multe perioade strălucite în carieră, Icardi a strâns până acum numai 8 meciuri pentru echipa națională, în care a înscris un singur gol. Folclorul spune că Messi era deranjat de prezența lui Icardi în selecționată. Interesant jucător, dar un caracter precar, păcat de cariera lui care putea fi mult mai interesantă. Nu a prins lotul final nici Giovanni Simeone, deși era perfect sănătos înainte de mondial și venea după o primă parte a sezonului destul de bună în componența lui Napoli. Fiul mai mare al lui Diego Simeone are la 27 de ani numai 5 selecții în care a marcat doar o dată. Dar Giovanni încă e un jucător promițător care dă senzația că nu și-a spus ultimul cuvânt. În preliminarii, unul dintre favoriții lui Scaloni era Lucas Ocampos, însă odată cu transferul atacantului de 28 de ani la Ajax, unde acesta nu a reușit să se impună, preferințele lui Scaloni s-au schimbat foarte repede. Indiferent de problemele de acomodare la Ajax, Ocampos rămâne un jucător valoros, care în pofida vârstei are în spate o experiență colosală. Pe lângă Ajax și Sevilla, el a mai jucat la echipe precum Milan, Marseille, Monaco, Genoa sau River Plate. Puștiul Alejandro Garnacho este una dintre descoperirile acestui sezon la Manchester United. Atacantul de 18 ani a bifat 11 meciuri pentru Diavolii Roșii, a înscris de 3 ori și a livrat 3 asisturi. La naționala Under 20, Garnacho, mare fan al lui Ronaldo, a marcat 4 goluri în tot atâtea meciuri. Încă un copil talentat din Argentina, care apare parcă de nicăieri în acest sezon la un top club, este Matias Soule de la Juventus. În criza prin care trecea bătrâna doamnă în debutul sezonului, talentatul argentinian a fost mereu o soluție bună pentru a diversifica jocul în linia de atac, când lucrurile mergeau rău de tot. Și ultimul jucător din lotul secund al Argentinei este Chimi Avila de la Osasuna. În actualul sezon, vârful de 28 de ani a înscris 6 goluri în 13 meciuri și se află pe locul 6 în lista marcatorilor din La Liga, iar echipa acestuia, Osasuna, stă destul de bine în clasament, poziționându-se după 14 etape pe locul 7. Prieteni, sper că v-a plăcut acest material. Mai propuneți în comentarii și alte țări pe care le-am putea aborda din această perspectivă. Acestea fiind spuse, toate bune!